Am înțeles. Deci e vorba de bani aici. E vorba de bani. Da, da, da. Dacă n-aveam grijă asta și dacă nu eu stăpâneam bine și dacă nu făceam ceea ce am făcut eu în fotbal, acum nu mai eram. Nu mai eram. Nu știu, era FCSB, Steaua, Polară, Soarele, ce vreți voi. Era deja faliment. Da, da, da. Cred că sunteți cel mai longeviv patron, nu? Păi dar nu, eu sunt singurul, nu că longeviv. Da. Singur, toți s-au placat, toți oameni de afaceri, mari oameni, Vovacon, Borcea, Nețoiu, cine au? Copos, Porumboiu. Ăsta de la Timișoara, Iancu, Pascani. Pascani, Bucșaru, așa, Tinalti, Gigi Penalti, Ștefan, toată lumea, faliment. Câți bani ați investit în fotbal în Becali? V-ați făcut un calcul vreodată, per total, așa? Păi nu, în prima dată și prima dată când am preluat echipa, 9.300.000 dolari. Așa. Atunci când am furat-o. Când am furat-o, le-am dat 9.300.000 dolari, când nu visa lumea să aibă 9.300.000 dolari. Că acum mai e, nu, mai iau. Atunci 9.300.000 nici în vise nu visau. Am dat 9.300.000 dolari, după care am mai investit încă vreo 20 și ceva. Dar atunci când am intrat în Liga Campionilor, când am intrat eu la pușcărie, atunci am recuperat. M-am mai recuperat din bani, adică am recuperat de ce? Pentru că am recuperat chiricheș aproape de 10 milioane, vreo 20 de milioane de Liga Campionilor și atunci ne-am scolat pe nepotă. Avea el un puternicire și atunci a scos, a recuperat el banii. Atunci am văzut și pe Rusescu, am văzut și pe Gardoș. Da. Și atunci mi-am recuperat banii. Acum am luat-o iar așa și acum sunt vreo 6 milioane de euro plus 9.300.000. Deci 17 milioane care sunt. A, nu e o problemă, că 17 milioane dacă scot pe jucător. Deci sunt la putere, n-am problemă de faliment. Sunteți foarte bine după atâția ani, domnule Becali. Păi sunt foarte bine, faptul că sunt la... Este extraordinar. Dacă toți au murit și eu trăiesc, e bine, nu? 17 milioane, da, foarte bine. După atâția ani.